Foarte mulți olteni, atât din rândul salariaților, dar și cel al pensionarilor, au avut nevoie de tratament balnear și au cerut bilete subvenționate la Casa Județeană de Pensii. Instituția a scos acum 150 de bilete, cele mai căutate fiind stațiunile de pe Valea Oltului. Casei Județene de Pensii Olt au fost repartizate un număr de 150 de bilete de tratament balnear aferente seriei A14, din care 130 de bilete au fost alocate în mod automat pe baza cererilor depuse de către persoanele interesate. Data de prezentare în stațiune pentru biletele din această serie este în perioada 1-4 octombrie. Cele mai multe bilete au fost repartizate astfel: 23 de bilete în stațiunea Olănești, 21 de bilete în stațiunea Căciulata, 18 bilete în stațiunea Covazna, 14 bilete în stațiunea Felix și 14 bilete în stațiunea Bala. Biletele care vor rămâne de distribuite vor fi scoase la vânzare la sfârșitul acestei luni. Biletele rămase nealocate sunt în stațiunile Amara, Buzia și Moneasa. Lista cererilor aprobate este afișată la sediul Casei Județene de Pensii Olt și pe pagina de internet a instituției, acestea putând fi ridicate până pe data de 26 septembrie inclusiv. Redistribuirea biletelor de tratament va avea loc pe data de 28 septembrie. Biletele de tratament la preț redus pot fi achiziționate de către pensionari, persoane asigurate sau încadrate cu handicap și care au o recomandare pentru tratament balnear din partea medicului.